Știți câte municipii are Moldova? Corect, 11. Știți câte din ele au fost câștigate de pas? Niciuna. Știți câte sate a luat guvernarea? Peste 200 și ceva și vor mai lua vreo 50. Ei sunt lideri. E mult, e bine, e frumos, e tare. Partidul acțiunii doar în sate. Partidul satelor mici. Și nu uitați cum ați câștigat acolo, prin amenințări și corupere. Primarii aleși în 2019 pe listele altor partide și care au fost gospodari, au fost convinși cu bâtă de la ANI să candideze de data aceasta de la PAS. Dacă nu, dosar. Noroc, domnule Plahotniuc, metodele le-ați dat prin moștenire doamnei Maia Sandu? 2. Iar primarii în localitățile unde sărăcie la ea acasă au mers cu voi pentru că le-ați dat câte un proiect din satul european și cel expres. Dragă guvernare, la ce sărăcie ai dus tu oamenii de la țară dacă aceștia se bucură și votează un primar pentru că a pus un bec în centrul satului sau a asfaltat 169 de metri de drum spre cimitir? Și tu acum îndrăznești să spui că oamenii au ales Europa la alegeri? Nu! Oamenii au ales să aibă un bec în centrul satului pentru ca să vadă seara drumul spre casă când ies din barul sătesc, beți de ciudă, dar beți pe datorii. Este o reconfirmare a faptului că țara merge pe parcursul european. Am văzut o susținere masivă a parcursului european în alegerile locale. De ce? Pentru că oamenii își doresc să construiască Europa acasă. Vor să trăiască acasă ca și în Europa. Deci nu credeți că rezultatele vor bloca cumva, vor stagna procesul de aderare? Ba, din contra, este o confirmare a voinței cetățeanului nostru de a construi Europa acasă și de integrare în Uniunea Europeană. Eu nu știu ce beau ei sau fumează, dar se pare că e de calitate. Dar unde e doamna Maia Sandu cu un comentariu după alegeri? Pentru că în ajuns de scrutin și-a tras un spot video unde ne arăta că umblă prin sate, iubește Moldova și localitățile acestea. Dar cum de ce nu iese să mulțumească alegătorilor pentru deciziile luate? Îi este rușine cumva? Are și de ce, mai ales că PAS a pierdut chiar și în satul de Bașnea al președintei.